Accident feroviar produs marți dimineață în jurul orei 9 în municipiul Oltenița. Un autoturism marca Logan a fost lovit de un tren personal. În urma impactului, o tânără în vârstă de 27 de ani a rămas încarcerată în fierele contorsionate ale mașinii. Victima a fost scoasă de echipajele de descarcerare prezente la fața locului și transportată de urgență la spital. Traficul feroviar a fost blocat în zonă aproximativ 40 de minute. Cu mai multe amănunte, vine purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călăraș, Ovidiu Tătăran. Cursul acestei dimineți, pompieri militari din cadrul detașamentului Oltenița au fost solicitați să intervină la un accident feroviar între un tren și un autoturism. Din accident a rezultat o singură victimă, o femeie, 27 de ani, ocupantă în mașină. Au intervenit la fața locului, vă spuneam, colegii mei de la Oltenița, cu un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor smurt. Victima, 27 de ani, prezenta suspiciune de fractură la femur și la nivelul antebrațului. A fost transportată la spital, iar colegii mei au reușit să dea la o parte autoturismul de pe șina de cale ferată, redând astfel traficul.